Competiția este organizată de Consiliul Local Mioveni, Primăria Orașului și Centrul Cultural și va avea loc sâmbătă 26 februarie, începând cu ora 10. În cadrul acestui eveniment va avea loc o confruntare dură între George Stuparu, campionul anului 2010, și capitanul Cristache Tocules, triplu campion al Jandarmeriei Române la șah. Durata unei partide este de 30 de minute, iar între meciuri va fi o pauză de 15 minute. În caz de egalitate între concurenți, se va organiza o nouă întrecere sportivă. Totul a pornit de la ziua de naștere, cei 130 de ani împliniți de la nașterea marelui scriitor francez Jules Verne. Anul trecut, când a fost prima ediție, în Franța au fost ample manifestări și în România, de altfel s-a văzut ziarul Adevărul, a scos acea ediție omagială Jules Verne. Anul trecut a fost prima ediție, anul acesta este cea de-a doua ediție. Și ne-am gândit că fiind Miovenul un punct cheie în relațiile româno-franceze, având în vedere și uzina de autoturisme Dacia, patronată de grupul Renault, am zis de ce nu se îmbinăm plăcutul cu utilul, partea de sport, de cultură, cu partea practică economică. Cei care au ca pasiune sportul minții și doresc să participe o pot face sâmbătă în incinta hotelului Grand Sapulun din Mioveni.